Era să foarte spun că pregătită. Ai ambalat motoarele, dar am uitat că sunt electrice. Da. Și-a pus și casca. Mi-am pus bine casca. Bine ai revenit. Pentru că cel mai important mesaj de astăzi este să nu ieșiți în trafic pe o trotinetă de genul acesta fără casca. Accesoriu da. De bază. Da. Cotiere, genunchiere exact. Foarte bune și da. Acelea. Da, 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 corect. Sunt foarte bune, sunt pentru siguranța noastră și în unele cazuri, în funcție de vârstă, chiar sunt obligatorii. Mai mult decât atât, dacă dețineți o astfel de trotinetă electrică, nu uitați că nu puteți circula cu ea decât pe pista pentru biciclete și acolo unde nu este, trebuie să mergeți pe carosabil, dar atenție, nu oriunde, ci în zonele unde viteza maximă este de 50 de km pe oră. Și foarte important, fiecare dintre trotinetele pe care le-am adus astăzi, repet, sunt trotinete electrice și pot prinde o viteză de maximum 25 de km la oră. De altfel, aceasta este și viteza maximă admisă pe oricare dintre aceste trotinete. Am adus și un hoverboard, dar vă spun sincer că nu suntem tocmai fanii acestor dispozitive, pentru că dacă nu ai o dexteritate foarte bună, dacă nu deții foarte bine control, sunt destul de periculoase. Există și dezavantaje la astfel de dispozitive și, în general, noi nu recomandăm gadgeturile de genul acesta dacă nu sunteți foarte bine pregătiți, dacă nu sunteți familiarizați cu ele. Și încă ceva, nu circulați cu trotineta electrică dacă nu sunt luminate corespunzător, dacă nu au claxon, e important să țineți ambele mâini pe ghidon, iar noaptea să aveți și ceva reflectorizant da. Bine, voi. Și e vorba numai de electric, chiar și cea normală, da, pe cea din normală. Copilăria mea, de exemplu. Da. Să adică... spunem că la cea normală, în teorie, ai așa. Voie să circul cu ea pe trotuar, nu neapărat pe pista pentru bicicliști. Serios? Da. E sigură? Da, dar aici intervine și bunul simț, zic eu, pentru că totuși pe trotuar este destul de periculos, sunt și oamenii nu, în nu, pe trotuar stau mașinile parcate, nu, stai acolo, da. Chiar n-ai. Nu. Da, în București, în mare parte, din da. Păcate. Și dar cam văzut... ce buget trebuie să avem? O întrebare foarte alege? Bună. Da, uite, am adus și un buget, model pentru copii. Modelul pentru copii costă în jur de 1000 de lei. Dar este un brand de top, deci cam cel mai scump model de pe piață și are o autonomie de 16 km, dacă nu mă... Nu, 10 km, iar viteza maximă este de 16 km. Cam mult, km. 16 mi se pare mai. Da, dar în general pentru copii cred că sunt gândite, recomandate mai mult pentru parcuri, pentru zone speciale, pentru astfel de activități sau în curți. Și uite, am specificat asta și la ora 8 și știu că între timp ai ieșit și tu la o tură da. Cu la una chiar, dintre trotinete prin curte. Viteza maximă în incinte, în parcări, în curți, este de 5 km la oră. Noi avem și un afiș în curtea ProTV, unde este specificat acest lucru, pentru că și mulți dintre colegii noștri vin cu trotineta sau cu bicicleta sau cu motocicleta la mi-ar fi plăcut serviciu. Cu o viteză mult mai mare să-mi las pletele în vânt, așa. Să-l întreb pe domnul Fugaciu de la Colegiul Administrativ. Cu Cristi Fugaciu. Da. Nu, domnul Fugaciu, am avut 4,9 km la oră, parol. Așa arăta ecranul. Dacă e defect. Dar tocmai pentru că ai testat trotineta, ai văzut cât de important este echilibru și sistemul de frânare, sunt convins. Absolut, am vrut să frânez și am claxonat. Știu, e foarte ușor, da. Și tocmai de aceea... E chestie de îndemânare, de coordonare, foarte... Da, da, nu sunt pentru oricine, sunt foarte cool, într-adevăr, pentru că ăsta este termenul și poate că sunt utile în condițiile în care avem de traversat o bună parte din oraș uneori și evităm traficul, dar pentru asta trebuie să fim foarte bine pregătiți, să învățăm să le manevrăm, nu să ne conducă ele pe noi, ci noi pe ele. Și trebuie să mai specific și prețurile celorlalte modele. Avem de la Ninebot, de la Freewheel și mai avem aici un model, să nu greșesc, trebuie neapărat să-l menționez, de la New. Nu am mai încercat produsele lor până acum. Cele mai scumpe sunt cele de la Ninebot și de la New. Avem modele de 3500 de lei cu aproximație, 3200-3500 de lei, autonomie de 50 de kilometri maximum și 40 de kilometri. Și pe lângă asta mai avem acest model de la Xiaomi care costă 2200 de lei și aici modelul de la Freewheel care la fel
2200 de lei, autonomie de 30 de kilometri, la fel și aici. Deci, practic, dacă vrei să ai o autonomie mai mare, trebuie să plătești mai mult. Despre deci, asta practic, este vorba. Vrei până la Ploiești, noptezi la motel. Am da, înțeles, da, da. Foarte important este și acumulatorul. Acolo vorbim de baterii, să spunem, de... La Ploiești n-ai voie să ajungi, că n-ai voie pe drumul național. Nu, n-ai voie pe autostrăzi, exclus. Da. Exclus. Niciodată așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit astăzi. Mm-hmm. Ne întâlnim și mâine la I Like IT. Sincer, nu știu despre ce discutăm mâine. Este încă în lucru subiectul. Mâine dar... învățăm să demontăm trotinetele, dacă vrei, nu? Iată un subiect. E un subiect, da. Da. Oricum trebuie să fac asta acum, pentru că trebuie să le returnăm. Dar deci... știi care este virtutea cea mai mare? După ce le-am demontat, să ne iasă cel puțin un an plus. Ok, mersi. Încep să le număr acum. Bine, mulțumesc. La revedere.